Prima zi de școală din al doilea semestru i-a prins în bănci pe mulți elevi din județul Botoșani. În municipiu, școlile sunt pe scenariul galben, ceea ce înseamnă că vor face școală fizic cei din anii terminali, grădinițele și clasele 1-4. Pentru cei mici, bucuria a fost mai mare că a și nins, iar în weekend au putut să se bucure de săniuși. Cei mai mulți copilași spun că prima zi de școală, după atâta timp, a fost extrem de frumoasă și s-au împrietenit cu mulți colegi. A fost foarte frumos și mi-am făcut prieteni cu colegii mei. Și cum te-ai pregătit tu pentru prima zi de școală? Mă pregătesc și fac lecții cu mama acasă. Ios, dar nu l-ai făcut de aseară? Da, l-am făcut ieri și l-am pregătit. Cum a fost prima zi de școală pentru tine? Frumoasă. Ți-ai făcut mulți prieteni? Da. Și cum preferi tu mai mult, să mergi la școală sau să faci ore online? Școală. Îți place mai mult la școală, nu? Da. Și cum te-ai pregătit tu pentru această primă zi de școală, după atâta timp de școală online? Păi... Ți-ai făcut ghiozdanul de aseară? Da. Și ce ți-ai pus în ghiozdan? Multe lucruri, caiete, carioci, penar, radieră, bine. Ce ai învățat astăzi nou? Păi matematica, comunicare. Așa. Și... De exemplu, cum ți-ai pregătit tu de ieri ghiozdanul? Mami, ne l-au pregătit. Și ce-ți place cel mai mult la școală ție? Îmi place să citesc. Româna e materia ta preferată? Da. Peste 200 de efective au fost prezente în prima zi de școală în apropierea unităților școlare pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. De asemenea, aceștia au fost prezenți în trafic pentru verificarea autovehiculelor de transport școlar și pentru fluidizarea traficului în apropierea școlilor. Având în vedere reluarea cursurilor de către o parte dintre elevii botoșăneni, polițiștii acționează în zona unităților de învățământ pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru verificarea respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă. Astfel de activități vor continua în perioada următoare, sub coordonarea Biroului de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Botoșan. Cele mai multe localități din județul Botoșan se află în scenariul galben, inclusiv cele două municipii ale județului.